fruturi securi cu migdale. Făina de migdale poate fi înlocuită cu nuci, cu fistic, cu alune, cu alune bună de pădure. Ziua, bună ziua! Asta se face fursecuri și la 200 de grame de unt, eu l-am tăiat pachetelul, vedeți, este moale, moale la temperatura camerei. Vom pune 2 ouă. Aici miere de albine, să puneți zahăr, circa 100 de grame. Le doriți mai dulci, puneți mai mult. Apoi vom pune făină cât este necesar, făină de migdale, am 200 de grame, esență de migdale și praf de copt, 16 grame. Și vom decora cu migdale bucățele. Și acum, într-un vas, ia să-mi așez așa aici, vom pune untul nostru la temperatura camerei de unt. Eu l-am tăiat și este moale, 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 moale. Având în vedere că afară este foarte cald. Vedeți cât este de moale? Ia uitați-l. Așa, și punem 200 de unt. Și un praf de sare, cine dorește. Aici avem 2 ouă și le punem și pe acestea. O să punem și, am să deschid cântarul și am să pun și 100 de grame de miere de albine. Eu o pun direct din sticlă, să nu mai murdăresc alte și cântăresc. Dar puteți pune și zahăr. Eu pun aici circa 100 de grame. Așa. Le doriți mai dulci, le faceți mai dulci. Le puteți da și prin zahăr pudră. Vedeți? Și am aici untul la temperatura camerei, 2 ouă și miere de albine sau zahărul. Și amestecăm așa bine. Se fac foarte repede. Și să punem și esența de migdale. Eu am să pun 2 fiole. Și apoi amestecăm foarte bine totul. Și la urmă adăugăm făina, făina de migdale și praful de copt și amestecăm bine. Vedeți? Așa, și acum am să adaug făina de migdale, 200 de grame de făină de migdale. Amestecăm. Cam așa bine. Ia uitați. Așa. Și acum nu ne rămâne decât să adăugăm făina și praful nostru de corp. Praful nostru de copt. Să adăugăm praful de copt și făina. Făina o cerneți la început, deci cât este necesar și amestecăm și le dați ce formă doriți. Eu am să fac biluțe și în mijloc am să pun câteva migdale. Așa. Omletul se face foarte repede. Așa, vedeți, este destul de moale și noi o să mai adăugăm făină. Vedeți, aluatul nostru este moale. Am să mai pun puțină făină, că este foarte moale. Vedeți? Și am să mai pun puțină făină. Așa.
și am să-l amestec cu mânuță. Acestea sunt fursecuri făcute la viteză. Rapide, rapide. Așa. Vedeți? Aluatul nostru este aproape gata. Ia uitați cum arată aluatul. Vedeți? Așa. Vedeți că nu se lipește de mâini, dar eu am să mai adaug, este foarte moale, am să mai adaug încă puțină făină, puțină, puțină. Deci cred că au intrat jumătate de kilogram de făină. Am să cântăresc și vă spun imediat cât mi-a rămas, am avut un kilogram. Hai să vedem cum arată. Tot mai trebuie puțină, puțină făină. Așa. Și imediat dăm la cuptor. Cred că este de ajuns atât. Ia uitați-l aluatul. Așa. Este bun așa. Și am să-l pun aici pe o foiță. Ca să îi dăm forma. Cum am spus, aluatul ar fi bine de stat un pic la frigider, cam o jumătate de oră. Așa, eu am să fac câteva să vă arăt. Simple, simple. Aici avem migdale și le punem pur și simplu în mijloc. Nu puteți pune și câte ucireașe. O migdală mai mare, o fructă confiată, puțină dulceață. Deci facem așa câte o biluță și în mijloc o să punem... Ia să fac schimb așa. Așa, și în mijloc am să pun așa câteva migdale. Și am să le apăs. Așa. O să fac câteva să le dau repede la cuptor, ca să vedeți cum sunt, când sunt gata. Așa. Și punem așa în mijloc. Și luăm din migdale și punem aici peste. Doriți să faceți cu nucă în loc de făina de migdale, puneți nuci măcinate, făină de nuci, făină de alune, făină, înlocuiți cu ce doriți. Așa, punem așa mai multe. Le apăsăm așa să se lipească. Și am să le dau la cuptor pe acestea, vedeți? Și imediat le scoatem. Le lăsăm maxim 10 minute. Și acesta este rezultatul. Vedeți cum au crescut? Fursecuri cu migdale. Făina de migdale poate fi înlocuită cu nuci, cu fistic, cu alune, cu alune de pădure, cu ce doriți. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Aceasta este rețeta de astăzi. Repede, repede, repede am făcut. Este foarte cald. Vă mulțumesc foarte mult pentru aprecieri. Vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem din nou cu alte rețete și cu alte rețete făcute în direct cu voi. Vă pup, eu sunt Camelia și mă găsiți și pe canalul de YouTube Prăjitul cu Camelia și bucate gustoase. Pupici și multă sănătate vă doresc. La revedere!